Președintele acestui partid este vehement atacat de oameni extrem de importanți. Nu numai pentru faptul că sunt coleg de comisie cu domnul Cezar Preda și am început să îi respect opțiunile și vorbesc foarte... Când acest om deschide gura, înseamnă că se bazează. A pronunțat două cuvinte cheie. Haos, deci haosul în PDL există, și de vină este premierul. A spus este de vină primul ministru. Deci șeful partidului, Cezar Preda, atacă pe premier și pe șeful partidului. Traian Igaș, colegul meu de la Senat, președintele grupului parlamentar al PDL, vine cu o declarație la fel de grozavă împotriva șefului de partid. Dacă nu faci restructurare, pe cine să facă? Nu partidul și cel care este la guvernare. Deci Emil Boc are dublă calitate. În momentul de față este depășit complet și aici se rupe ideea mea de-a doamnei Gorghiu. Nu cred că Traian Băsescu își va mai permite vreodată să ne-l dea pe Boc 5 sau pe Boc 6. Deci dacă vreo moțiune de cenzură inițiată de PSD și PNL va trece, n-am reușit-o la 5 voturi și ajungem la alegeri anticipate, atunci poporul va fi cel care va vota o altă guvernare. Emil...